Salutare, mă numesc Andrei și sunt pe canalul Andrei Mănâncă. Astăzi testăm ciocolate noi. Am fost la Sainsbury's, da, pentru clipurile precedente pe la Morrisons, da, și Tesco m-am plimbat. Astăzi am fost la Sainsbury's, cum mai greu ajung și am găsit ciocolată dintr-un brand care este și la alte magazine și în unul din clipurile precedente, Galaxy. Am făcut un clip doar de tot asortimentul de Galaxy, dar doar că nu am fost în Sainsbury. Și am găsit la Galaxy exclusiv niște gusturi. Plus am găsit un brand exclusiv care credeam că doar la ei. Și întâmplător la Tesco am mai găsit două gusturi din același brand, dar diferite. Ceea ce înseamnă că tot asortimentul, apropo, l-am găsit. Și deci facem o testare de ciocolate, pur ciocolate în acest clip. Cafea, fără nimic dulce, fără îndulcitor, fără zahăr. Și să începem, schimbăm gustul. Am un KitKat, eu am gustat KitKat de cookies and cream, ciocolată neagră, alb, pe acolo cu unt de arahidic, diferite lucruri, dacă din aceste mititele, de portocală n-am mâncat, știu că de lămâie era. Spune că ciocolata e cu gust de, cum îi spune, de portocală. Da, să vedem cum e. Din acestea, drept că din bario sunt gusturi mai interesante, dar din acestea lungueții sunt cam clasice. Ce avem aici? Hop. Da, să o aruncăm complet. O, miroase portocal foarte puternic. Napoletana crocantă. Într-adevăr, aduce o portocală. Îmi place. 8,5. E gustoasă. Continuăm cu Galaxy Fusions. Seria asta doar la Sainsbury's este, pentru că în clipul cu Galaxy acestea nu era. Am ciocolată neagră cu 70% cacao. Luxurious, smooth and delicious, intense dark chocolate. Așa e. Ciocolată neagră, ingrediente, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, vanilie. Ok, ingredientele, nota 10. Într-adevăr, după ingrediente, n-ai de ce să te legi. Calitatea e superioară. Așa vine împachetată. Ok. Stau și mă gândesc că probabil că ar fi trebuit să le despachetez pe toate, să nu pierd prea mult timp. Probabil că asta și am să fac. Vedem câteva secunde. Să meargă procesul mai repede și nu vă ocup mult din timp. E că așa o trebuie să le despachetez pe toate, pentru că ele se deschid la fel. Aceeași peliculă. Bine, începem cu prima de 70% ciocolată neagră. Cum am spus, ingredientele, nota 10. Zahăr, masă de cacao simplu. Miroasa ciocolată neagră. Litera G. De la Galaxy. Pac. Tare, amară. Cum și trebuie să fie ciocolata neagră. Calitativă. 70%. Doamne, 7.000 nu prea-mi place ciocolata neagră, dar calitatea e calitativă. Următorul gust de ciocolată neagră cu meringuie de zmeură. Încă așa arată. Delicious, smooth, intense, dark chocolate, raspberry, meringue pieces. Vedem ce avem aici. Cu zmeuri 2%, meringue 22%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, zmeură uscată, vanilie. Ok, ingredientele, nota 10, la fel ce pot să spun. E ciocolată neagră, văd bucăți de zmeură și meringue acesta, e ca alb. Și zmeură. Ciocolată neagră. Zmeură acșoară. Cred că am timp mai bună ca precedenta, dar nu cu mult. Precedenta pe-n 7, asta pe-n 7,5. Un pic mai bună, dar ciocolată neagră nu-i preferata mea. Și ultimul gust din Galaxy Fusions. Blond chocolate of sea salt. Blondă cu țarini mari. Smooth creme. A, ciocolată albă cu note de caramelă.
delicat amestecat cu țară de mare. Ciocolata albă, caramela străjie, turbată. Unde cacao, full cream milk. Ingrediente, nota 10. Zahăr caramelizat, nu văd ulei de palmier. Dacă nu văd ulei de palmier, dai unt. Opa, deja e bine. Dar miroase turbat, băi, leu. Oooo. 9.5. Dacă asta e turbat de bună. Așa, un pic să salvăm timp. Două le-am împachetat, două le-am plănuit. Dilatesco, acestea lungi, două gusturi. Vine că așa am împachetat într-o folie de asta, ca de obicei. Avem ciocolată de 72% neagră, Godiva, așa. Și avem tot dilatesco, blood orange, dark chocolate, cu bucăți de portocală. Vedem ingredientele. Masă de cacao, zahăr, unt de cacao, cacao, ulei, unt. Ok, aici cu blood orange avem pudră de blood orange 3.5%, ulei, ingredientele nota 10. Așa, să vedem, bine împachetată în hârtie, scris brandul Godiva. Scumpe, apropo, nu se ieftine deloc toate ciocolatele care le gust. Ciocolata neagră clasică. La fel ca și acea de la Galaxy. Pe un 7, nu seama tot ciocolata neagră. Oricum 72 nu e cea mai neagră. E portocală. Simt ceva de portocală, mi-e bună. 7.5, adică era de lapte. Era poate și pe un nou. Dar destul de interesant smirnoff portocală de ciocolată neagră. Nu-i rău. Acestea două de la Tesco. De la Sainsbury, trei gusturi. Sunt mai mici, 90 de grame contra... Și aici sunt 90, dar mai lunguiață. De aici am câte 8 mini bare în fiecare. Am 72% ciocolată neagră. Uite, ca și prima. Așa e, în interior, e sortat în bare. În hârtie, folie, frumos, încă așa arată. Crocantă. 72% nici neagră, nici de lapte. Neagră de 90%. Nu rău, e pe un 7. 7.25 chiar, un pic e mai bună ca aceea, parcă nu e așa mare. Următorul gust tot e ciocolată neagră, el cu migdală. A, dar apropo, ce ingrediente avem precedenta? Da, e pe nota 10. E totul ca și la ceilalt, totuși e același brand. Asta de migdală, masă de cacao, migdală 12%, unt de cacao. Iar 5 ingrediente în cruce aici, sare, ulei, unt de cacao, cacao, migdale. Adică ingrediente super calitative, nu din erare, că sunt una dintre cele mai scumpe ciocolate. Am zis că dacă tot fac un test, dacă bucăți de nuci, crocantă, dar la fel ciocolată neagră, un pic mai bună. 7.5. Dar dacă era de lapte, era mai bun totuși. Și ultimul gust, în sfârșit, terminăm Belgium 1926. Signature Salted Caramel Milk Chocolate. Caramelul se arată, noastră trebuie să fie cea mai bună. Milk Chocolate, ciocolată de lapte, în sfârșit, caramel se arată 20%, zahăr, pudră de lapte, unt de cacao, masă de cacao, sirop de glucoză, ulei de unt, unt, frișcă, vanilie. Ok, ce pot spun? 53 de zahăr, dar asta neagră. 28 de zahăr și 44 grăsime, dar aici 32. Deci primește că cea de lapte mai dulce, dar mai puțină grăsime are. Ok, la fel sunt pachetate.
Nu, dar asta deja nu e așa de neagră, e mai deschisă la culoare și miroase mai frumos. Nu, nu are caramelul chiar să vadă în interior, dar gust caramela. Sărată. Mmm. 9 din 10. Cea mai bună. Super bună. Asta a fost tot pe acest clip de ciocolate. Ne vedem în următorul.